Emisiunea este susținută de Fundația Bosch România, împreună pentru viitor. Bună ziua, sunt Alexandra Tatu, profesoară de limba și literatura română la Școala Gimnazială Titu Maiorescu din București. Dragilor, așa cum v-am promis, astăzi o să discutăm simularea evaluării naționale, subiectul pe care chiar voi l-ați rezolvat. Bună ziua, Miruna! Ce faci? Cum ești astăzi? Bună ziua, sunt foarte bine! Hai să vedem, așa cum v-am promis, o să discutăm fiecare subiect în parte și mai ales ce am observat eu, ce greșeli am întâlnit în corectare. Sunteți obișnuiți deja cât ați citit și recitit. Cine nu este familiarizat cu subiectul, și mă îndoiesc că mai e cineva care poate a lipsit. Hai să vedem, să-i dăm citire împreună și să rezolvăm. Poate mai aveți nelămuriri. De ce a fost așa rezolvat sau cum trebuia? Examenele de sfârșit de an fuseseră fixate mai devreme. Orele de studiu se înmulțiră. Deși în copilărie timpul e de 10 ori mai des decât la maturitate, programul a trebuit totuși să fie mai intensiv. O zi de vară când ai între 12 și 15 ani, cum aveau Silvia și cei doi băieți, poate să înceapă la ora 6 dimineața și să se sfârșească abia la 9 sau 10 seara. E adevărat că seara picau de somn și de oboseală. Dar în răstimpul acestei lungi zile aveau timp pentru tot și toate. Călăreau 4 ore, studiau singuri sau cu domnișoara Stella, alte 4 sau 5 ore și tot le mai rămânea timp pentru o baie în lac, o goană prin pădure, o trântă pe iarbă sau o vizită în parc. Ultimul eveniment dinainte de examene fu apariția acelei păsări miraculoase. Lucia l-o descoperi într-o seară. Se întoarse în fugă ca să cheme pe Silvia și pe Roland. Veniți, le spuse, așa ceva nu s-a mai văzut. O imensă pasăre roz, roz ca un trandafir, roz ca o tartă de frat și zmeură, roz ca obrazul Silviei când scrie scrisori. Merseră cu toții și văzură, într-un luminis sub sălci, foarte aproape de păpuri și apa, aproape vertical, cu ciocul său imens pe piept, obosit și nemișcat, cu un pelican. Părea că doarme, era un pelican adevărat, asta o spuneau chiar și baci Simion, care știa mai totul despre păsările de apă. Dar ce caut aici? Se întrebară copiii. Doar toată lumea știe că pelicanii sunt păsări ale deltei și delta e foarte departe. Peste 3 zile, într-o seară, în sfârșit, se ridică iar în sus. Cu greu, foarte cu greu, în locul de unde decolase, rămaseră ca amintire câteva pene pe care Silvia le adună și le făcu buchet. Cu cele câteva pene roz se termină și visul roz de pe marginea lacului. În timpul examenelor, copiii au fost găzduiți la familia Enea și Lili Giurcă, întrucât lucrau aproape de colegiu, totul a decurs conform așteptărilor. Profesorii de la colegiu au avut răbdarea de a examina îndelung pe cei doi băieți care erau în clasa a patra, au strălucit la română și latină, la matematici a mers, nu grozav, totuși destul de onorabil. Restul materiilor li s-a părut o simplă formalitate. Copiii știau carte, scriau corect. Silvia își trecu examenele de clasă 1 de liceu la domnița Ileana. Povesti la română despre lacul codrilor albaștri și luferii galbeni, povesti la istorie despre bătălia de la Termopile, povesti la matematici despre aducerea la același numitor și despre calculul suprafețelor trapezului, povesti la geografie cu zeci de exemple din vasta experiență, care e deosebirea dintre un pârâu, un râu și un fluviu, dintre o baltă și un iezer și un lac, dintre o insulă, o peninsulă și un ism. Se terminase examenul, ea continua să le povestească doamnelor profesoare cine este Tama, cum de e măgarul Gary, un mare filozof și actor, și cât e de deștept dacă știi să-l întrebi în limba lui. Le explică de ce nu le place cailor mirosul de usturoi, ce a pățit vidra care a dorit să aibă ochi albaștri, cum e în pădure când plouă și care e adevărul despre puii de cu. A primit nota 10 pe linie. Ar fi urmat vacanța. Divina vacanță în pădure cu cai, nu departe de un lac fermecat. Ce putea fi mai frumos? Cărțile de aventuri îi așteptau. Trecuseră de vârsta și problemele lui Huckleberry Finn, acum urmau cele ale lui Ionuș Der, D'Artagnan, David Copperfield. Îi așteptau romanul Fluviu Tarzan, scris de un lord englez al cărui nume nu se putea pronunța nicicum. Omul invizibil, Gulliver în Țara Uriașilor, dar și Baltagul la Medeleni, Bram Ursul Polar, Ion de Sârbu, Dansul Ursului. Iar celălalt fragment sună cam așa. O probă deosebit de dificilă a fost cea de-a 15-a concursului hipic de la Varșovia, la care eram înscriși din oficiu pentru premiul învingătorilor. Primii 3 clasați în probele disputate anterior, astfel că la start s-au prezentat cei mai buni călărești și cai care evoluaseră pe parcursul a 12 zile de concurs. Dintre români au concurat doar 2 călăreți, Toma Tudoran cu calul Rayon de Soleil și subsemnatul. De partea cealaltă erau majoritatea așilor germani, francezi și polonezi.
Lupta se pronunță foarte grea, mai ales că ploua ne întrerup de 5 zile. Terenul de concurs și cel de încălzire se transformaseră într-o mlaștină în care picioarele cailor se afundau până peste glezne, iar norul lăptos ne stropea împroșcând totul în jur. Ajuns la teren, eram convins că juriul concursului va interzice disputarea unei probe atât de grele pe o asemenea pistă desfundată și pe o ploaie care nu mai contenea. Călăreții și caii stăteau zgribuliți care pe unde putea și nimeni nu mai era dispus să încalece pe o astfel de vreme. Deoarece regulamentul nu permitea întreruperea concursului, s-a anunțat la megafoare că după o prealabilă recunoaștere a parcursului de către participanți, proba se va disputa în orice condiții. Nimănui nu-i venea să creadă, dar hotărârea era luată. Ceea ce a determinat pe mulți dintre concurenți să nu participe. Proba a început să-și deja câțiva călăreți alergaseră, printre ei aflându-se și Toma Tudoran, care, după un parcurs executat într-un timp excelent și având doar o dărâmare, avea să se claseze pe locul al treilea. Îmi mai rămăseseră numai 10 minute pentru a-mi pregăti calul. Și deși nu se mai vedea iarba, totul fiind acoperit de apă, era gata de luptă cu ploaia, noroiul și obstacolele. Faptul că până să intru în concurs niciun concurent nu terminase proba cu 0 puncte penalizare m-a ambiționat să fac totul spre a realiza ceea ce nimeni nu reușise până atunci. Nu cred că în cei 650 de metri ai parcursului să fi respirat și eu și Jolca mai mult de 5-6 ori în viteza în care am alergat. Cu un simț extraordinar al obstacolului, Jolca prindea bătăi excelente, strângea picioarele, își arcăia și raspinări și gâtul în timpul săriturilor cum nu m-aș fi așteptat. În paranteză fie spus, din cauza greutățiului. Calul se teme de căzăturile care ar provoca neplăceri și de aceea pe terenurile alunecoase aleargă și sare mult mai atent. Spiritul lui de conservare se manifestă cu atât mai puternic cu cât condițiile în care este pus să parcurgă un traseu cu obstacole sunt mai grele. De fapt, majoritatea accidentelor pe care le fac caii se produc nu la obstacolele mari, ci la cele mai mici, la care atenția este mai redusă. De aceea, când un cal a ajuns să participe pe obstacole de categoria grea, 1,50, 1,60 m, nu este recomandabil să fie pus în situația de a mai sări în probele de categorie inferioare. Revenind la cursa Jolcăi, în premiul învingătorilor, trebuie să spun că în zborul ei peste obstacole nu a atins niciunul, ceea ce m-a plasat până în acel moment pe primul loc. Vă închipuiți prin ce emoții am trecut în continuare când urmăream din tribună evoluțiile celor care alergau după mine. Felix Opescu, 30 de ani în șah. Hai să vedem, știm deja structura subiectelor, notează din textul 1 două cuvinte din câmpul lexical al culorilor. Miruna, ce zici? Ce ai notat tu? Aveam roz și albaștri. Da, ce ai fi mai putut scoate? Da, și galbeni. Exact, exact. Cum spuneam, nu este necesară formularea răspunsului în enunț. Era foarte bine dacă îți notai așa, dar nu ești de punctată. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect, valorificând informațiile din textul 1. Disciplinele de examen la care băieții au cele mai bune rezultate sunt? Română și latină. Română și latină. Exact, deci varianta C. Următorul. Școala unde Silvia susține examenul este D'Artagnan, David Copperfield, domnița Ileana sau Huckleberry Finn. Aici e destul de simplu. Tot ce ai notat? Ce, domnița ce? Corect. La concursul de la Varșovia, Toma Tudoran și calul său se clasează pe locul? Al? Al treilea. Foarte bine. Bine. Trecem la următorul. Acum cu adevărat și fals. Deși studiau pentru examene, copiii aveau și timp de joacă. E adevărat? Da, adevărat. Corect. Lucian vede într-un luminiș un pelican. Asta n-a rămas ca imagine, e destul de ușor de identificat valoarea. Ce zici? Tot adevărat. Tot adevărat. Plecarea în Delta este ultimul eveniment la care participă copiii înainte de examen? Fals, nu erau plecați în Delta. Corect. Concursul de la Varșovia a fost anulat din cauza vremii ploioase? Fals. Tocmai. Că a decurs, dar în condiții, a avut loc competiția, dar în condiții destul de nefavorabile. Caii se accidentează mai ușor la obstacole mici? Adevărat. Și Felix Topescu era sigur de victorie de îndată ce a finalizat cursa? Fals. De ce? Ce spune? Spunea că era destul de neliniștit privind parcursul. Chiar la sfârșit acolo menționează că nu era sigur. Corect. Acum, exercițiu 6. Precizează în 1, 3 enunțuri o trăsătură a personajului Silvia, identificată în fragmentul de mai jos, deci doar din acest fragment. Și mijlocul de caracterizare utilizat
Ilustrându-l cu o secvență. Povesti la geografie cu zeci de exemple din vasta ei experiență, care e deosebirea dintre un pârâu, un râu și un fluviu, dintr-o baltă, un iezer și un lac, dintr-o insulă, o peninsulă și un ism. Se terminase examenul, ea continua să le povestească doamnelor profesoare cine este Tama, cum de măgarul Gherea, mie un mare filozof și actor, cât de deștept. Dacă știi să-l întrebi în limba lui, le explică de ce nu le place cailor mirosul de usturoi, ce a pățit Vidra, care a dorit să aibă ochi albaștri, cum e în pădure, când plouă și care e adevărul despre pui de cuc. A primit nota 10 pe linie. Aici, cum spunem? Un enunț. Într-un enunț menționezi trăsătura? Cum ai formulat tu? Eu în primul enunț am zis că din fragment reiese în mod indirect firea inteligentă și silitoare. Deci că era inteligentă, da. În primul enunț. Da, silitoare. Toare. Ce mai putea menționa? Încearcă să fie convingătoare. Mie asta... convingătoare. Vezi că oferă mult mai multe informații decât îi se cere, da? Da. Bun, deci într-un enunț menționezi, pot să încep doar în primul enunț să menționezi doar trăsătura și apoi să spui din ce reiese și cum. Dacă zic reiese, e clar că vorbesc indirect aici. Deci, prin din ce? Din comportament, din fapte, ce ai putea menționa pentru indirect? Din fapte. Da. Care ce se prezintă acolo și are o prestație de admirat. Exact. Vorbim de caracterizare indirectă, comportament, fapte. Da, și menționez o trăsătură a Silviei, este inteligența sau este persuasivă. Această trăsătură reiese din comportamentul său, mijloc al caracterizării indirecte și trebuie să ilustrez cu o secvență. Dacă aș fi spus convingătoare, probabil că ar trebui să dau mai multe elemente legate de detaliile pe care ea le oferă. Dacă ai spus inteligentă, ce ai selectat tu? Am selectat din prima parte povesti la geografie cu zeci de exemple din vasta ei experiență. Da. Pentru că de aici ne dăm seama că a citit foarte mult și că era extrem de informată, era foarte bine documentată. A primit nota 10 pe linie, aici ni se confirmă că această inteligență a fost recunoscută și de către doamnele profesoare. Acum, pentru precizarea oricărei trăsături, primiți 2 puncte, pentru mijlocul de caracterizare 1 punct, ilustrarea mijlocului de caracterizare cu o secvență. Dacă nu ați dat secvențe de aici, selectate din aceasta, atunci o să pierdeți 1 punct. Iar dacă ați scris greșit ceva, nu știu, punctuația, ortografia, sunt luate în considerare și pierdeți 1 punct. Încadrarea, numărul de enunțuri indicat, să nu scriu mai mult decât mi se cere, 1-3 enunțuri. Aș fi putut într-un enunț sau să-l segmentez. Informația și sau mai multe enunțuri. Apoi la exercițiul 7. Avem de prezentat în minimum 30 de cuvinte un element de conținut comun celor două texte date, valorificând câte o secvență relevantă din fiecare text. La 7 o să te las un pic să-ți redactezi așa încercând să reproduci ce ai scris atunci și cam cum ai formula acum și o să-mi citești. O legătură la nivelul conținutului ce se poate stabili între cele două texte suport constă într-un element comun acestora, prezența animalelor. În textul 1, Liviu găsește un pelican cu pene rozalii în timp ce se plimba printr-un luminiș, stârnind curiozitatea amicilor săi. După plecarea viețuitoare, Silvia adună penele rămase, drept amintire. În textul 2 este relatată experiența naratorului în cadrul concursului hipic de la Varșovia, moment în care s-a remarcat datorită prestației sale și a calului său Jolca, în ciuda condițiilor meteorologice nefavorabile. Foarte bine! Care ar fi structura? Dacă ar fi să dăm un sfat colegilor, tăi ce ai spune? În primul rând menționez prezența animalelor. Dacă ar fi să mai alegi și altceva, ce ai mai auzit? Ce răspunsuri ai mai auzit în jurul tău? Eu m-am mai gândit, de exemplu, la călărie, la... Da. Inclusiv dacă ar fi să fiu puțin mai specifică, la prezența cailor sau la susținerea unei probe de concurs sau examen. Da, deci proba de concurs... Altceva. Hai! Da, foarte bună alegere și aceasta, prezența animalelor. Care ar fi structura? Încă o dată să discutăm. În primul enunț
menționez elementul comun, da? Ce aleg eu, dar să fie foarte clar ceea ce selectez și să fie evident elementul. Apoi, în primul text, cum apare acel element? Dacă tu ai vorbit de prezența animalelor, bineînțeles că ai menționat despre ce animal era vorba acolo. Deci trebuie să comentez prezența acestui animal în textul meu. Ce animal era acolo? Apoi, textul al doilea, la fel, ce animal apare și discut concret despre prezența acestuia și vedem cum suntem punctați. Pentru precizarea unui element de conținut comun, doar pentru că ai menționat prezența animalelor, pentru asta ai primit două puncte. Ai primit câte un punct pentru prezentarea elementului de conținut comun din fiecare text, da? Prezentarea adecvată prin valorificarea unei secvențe relevante din text. Deci trebuie să caut acel element concret în text și să redau momentul în care apare. Nu doar citare. Comentat, dacă vreau să susțin și cu citate, dar nu este obligatoriu. Aici chiar n-aș vedea, sau poate un fragment așa exact în care apare menționat pelicanul respectiv, de exemplu pentru primul. Încercare de prezentare, nu primez nimic. Apoi, respectarea normelor de exprimare, de punctuație și de ortografie. Trebuie să recunosc că aici am văzut cel mai adesea greșeli. Greșeli, virgule care nu erau puse sau greșeli de ortografie, cuvinte scrise greșit. Acum vedem și aici menționat, nu este obligatorie citarea în valorificarea secvențelor, cum spuneam, deci nu o să fiți depunctați dacă nu dați citate. Dacă vreți să susțineți, mai ales că nu aveți limită superioară, dar am doar minimum 30 de cuvinte, atunci pot menționa, să fiu convingător. Dar în rest, nu este obligatoriu. Elementul de conținut comun, mă pot referi la orice aspect. Dacă mi se spunea temă comună, atunci ar fi fost mult mai clară și n-aș fi avut atât de multe opțiuni, da? Aș fi formulat printr-un substantiv și vedeam exact ce apare în comun. Dar așa aș fi avut mult mai multe variante din care puteam alege. Acum, trecem și la 8. Crezi că, în condiții dificile, e mai bine să continui sau să renunți la o competiție? Motivează-ți răspunsul în 50-100 de cuvinte, valorificând textul 2. Încă o dată, ce fel de text este acesta? Crezi că, în condiții dificile, e mai bine? De opinie. Este un text de opinie. E mai bine să continui sau să renunți la o competiție? Aici aș vrea să discutăm un pic înainte. Cam care ar fi varianta ta? În mare, tu ai fi, ce ai fi făcut? Uite, să vedem așa, chiar să fie personal. Dacă ai fi fost pus într-o astfel de situație, ai fi continuat sau nu? Da, cred că aș fi continuat și aș fi încercat să văd ce se poate întâmpla. Deci nu ai fi renunțat. Dar dacă există niște riscuri, că până la urmă despre asta era vorba și despre riscuri aici. Cred că ai fi fost riscat. Ultima dar tot n-aș fi plecat. Aș fi tot vrut să încerc, măcar să știu că am încercat. Să nu-ți pare rău, da? Să nu fii dezamăgită ulterior și da, să regreți când ai încercat. În regulă, motivează-ți răspunsul, deci tu îți exprimi opinia, da? Spui ce consideri și apoi trebuie să motivezi acest răspuns în 50-100 de cuvinte, valorificând textul 2. Bineînțeles, ne vom referi la textul 2, unde clar era vorba despre acea competiție și despre condițiile nefavorabile. Acum, hai să vedem ce ai răspuns tu. Te las la fel să redactezi puțin și să-mi citești ulterior. Consider că, în condiții dificile, cel mai bine este să continuăm competiția, deoarece aceste obstacole au rolul de a ne întări caracterul și de a ne motiva să reușim. Chiar dacă nu câștigăm, nu contează atâta timp cât am încercat și ne-am dat toată silința. Spre exemplu, în textul 2, naratorul nu a renunțat la participarea sa în cadrul concursului de călărie, în ciuda condițiilor neprietenoase care l-ar fi putut afecta. Din contră, acesta s-a simțit determinat în a le arăta tuturor tot ceea ce poate face atât el, cât și calul său, Jorca. În regulă. Aici, care ar fi structura? Să ne amintim? Așa cum ai spus, încep cu verb de opinie sau structura aceea care reprezintă opinia mea. Cred că, consider că. Și aici voi menționa răspunsul. Așa cum spuneai, tu ai optat pentru continuare. Motivez acest răspuns, dar trebuie să am și argumentul meu aici, da, în prima parte. Trebuie să motivez acest răspuns, aș accentua exact partea aceasta în care justific. Bineînțeles, trebuie să mă încadrez. Aici am limită superioară, 100 de cuvinte, aproximativ 10 rânduri, să spunem, depinde de scris, da, de asta trebuie și să vedeți concret numărând.
Valorificând textul 2. Acum valorificarea la fel. O să vedem aici că este menționat, că nu trebuie citat, nu e obligatoriu, dar aici aș fi optat și pentru citate. Menționarea răspunsului. Un punct pentru acest aspect, da, pentru prima parte a textului. Motivarea răspunsului menționat. Dacă există o motivare adecvată, un punct. Dacă există doar o încercare de motivare, și aici mai pierde de obicei, zero. N-a dispare acel punct. Valorificarea textului indicat. Valorificarea adecvată, și aici avem și un punctaj intermediar. Da? 1. Lipsa valorificării, dacă nu discut deloc de text și doar spun care e părerea mea, pierd aceste două puncte. Respect normele de exprimare, de punctuație, de ortografie, un punct. Și așa cum spuneam, dacă aveți două greșeli, pierdeți două sau mai multe greșeli, pierdeți acel punct. Acum, încadrarea numărul de cuvinte indicat. Un punct. Limită inferioară, limită superioară. Să mă încadrez. Nu este obligatorie citarea în valorificarea secvențelor. Nu este necesară formularea unei concluzii sau utilizarea conectorilor de tip în primul rând, în al doilea rând. Chiar în afară de acest aspect, că trebuie să menționez și folosindu-mă de acel verb de opinie, nu trebuie să, pentru că nu e un text argumentativ și chiar ar arăta așa inestetic să spun în primul, în al doilea rând și în concluzie, mi-ar lua foarte mult din formulare, mai ales că aș repeta și n-aș respecta structura, adică nu aș reuși să conturez ideea. Apoi, ce ar mai fi de menționat aici? Ce greșeli am întâlnit? Cele mai multe, repet, sunt legate de ortografie și punctuație și aici. Sau citarea unor secvențe mult prea mari, astfel încât nu se mai încadrau în limita aceea de rânduri. Și atunci, când citesc foarte mult, bineînțeles că am și explicație și atunci pot depăși. Ce ai mai observat până aici la primele părți, primele exerciții? Unde ați mai greșit? Unde ai mai... Partea de selecție a informației din text, au mai fost și acolo greșeli la exercițiul 5. Mai ales pentru textul al doilea. Te-ai încadrat în timp? Pentru prima parte? Da, m-am încadrat destul de bine. Chiar mi-a rămas timp la final. Am făcut și subiectul 2. Ușor, nu? Am avut. A fost destul de bine. Exact. A fost destul de bine fiind rezumat la subiectul 2. Poate nu ați avut nevoie de atât de multă concentrare, ce scriu, cum scriu, am pasaj descriptiv, ce să descriu. Acolo ai nevoie de mai multă concentrare și de mult mai mult lucru cu ciorna. Și atunci îți mănâncă din timpul respectiv. Mai ales că uneori ți se pare că s-ar potrivi mai multe și care e cea mai importantă sau cum aș fi convingătoare. Într-adevăr că te gândești oare o să fiu depunctată dacă nu selectez informația necesară. Citit cu foarte mare atenție și având încredere în ceea ce știi și cum selectezi tu informația. Și cred că e important, cum spuneam, să văd și să compar informațiile până găsesc eu răspunsul pe care... Dar nu din prima. Citit, recitit și apoi scriu. Sunt foarte curioasă ce ați răspuns și voi și să știți că n-am uitat. O să vă pregătesc și pentru lecția de astăzi un test pe care o să-l găsiți pe o platformă creată special pentru voi, pentru exercițiu dezvoltat în parteneria cu Televiziunea Română, naradix.ro. Intrați acolo și vedeți câte puncte obțineți din 100, maximum de puncte. Mulțumesc mult pentru prezență, vă aștept cu drag și data viitoare să continuăm rezolvarea, să vedem ce ați făcut, să-mi spuneți cât ați luat. Să aveți o zi cu spor, la revedere!